Bismillahi Rahmani Rahim, în numele Dumnezeu cel Milostiv, Spântărător, Salam Aleikum, pace vouă. Nu-i nimic de râs? Spuneam, m-a lăudat să fie Dumnezeu ce rupere de nori afară. Un pic de furtună. Asta e. Sunt și vremuri mai bune și sunt vremuri și mai bune. Uneori avem impresia că totul este negru, din cauza faptului că nu se întâmplă cum vrem noi. Dar să știți că era nevoie de o astfel de ploaie. Vreau să deschid un subiect un picuț mai dificil pentru marea majoritate a oamenilor. Vreau să deschid subiectul naționalitate și naționalism. De multe ori aud afirmații făcute din partea unor musulmani care spun naționalismul este împotriva islamului. Naționalismul este rău. Naționalismul este urât. Naționalismul înseamnă extremism. Vreau să vă spun că acești oameni sau nu cunosc islam, sau nu cunosc limba în care fac afirmațiile acestea. Naționalismul nu poate să fie ceva rău, ceva extremist, ceva deranjant sau ceva împotriva islamului. Și vă spun și de ce. Pentru că Dumnezeu a hotărât ca eu să fiu român, altcineva turc, altcineva francez, altcineva german și este ceva ce noi ne-am putut hotărâ. Indiferent ce naționalitate ne luăm noi, că emigrăm într-o altă parte, dar nu ne putem schimba, indiferent ce cetățenie, pardon, luăm noi, nu ne putem schimba naționalitatea. Dumnezeu a hotărât ca eu să mă nasc în România. Nu am hotărât eu. Și El ne spune atât de frumos în Coran, v-am dat limbile și culorile voastre. Cu alte cuvinte, El o stabilit ce limbă vorbim de la mama noastră. Și ce culoare o să aibă pielea noastră. Nu noi. Aici vorbim de soartă. Așa a hotărât Dumnezeu. Care cetățenii o să ne luăm? Noi, e hotărârea noastră. Dacă ne urcăm în mașină și facem drifting-uri în parcare și ne răsturnăm, este hotărârea noastră. Dacă hotărâm să ne cumpărăm o mașină cool și să mergem de asta decapotabilă și să mergem pe stradă, tit-tit, mai claxonăm din când în când să ne vadă lumea ce șmecheri suntem noi, asta este hotărârea noastră? Nu Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. Nu Dumnezeu hotărăște că oamenii să facă prostii, să facă crime, să facă violuri, să îmbete ca porcul și să tăvălească după aia noroc și să își bată femeia. Asta hotărăște fiecare om în parte. Dar faptul că ne naștem într-o anumită familie, într-un anumit loc, într-o anumită țară, într-o anumită nație, asta a hotărât Creatorul nostru. Dumnezeu, Allah, God, chiar și Ișter. Deci nu noi hotărâm asta. Deci naționalitatea și naționalismul nu este ceva rău, nu este împotriva islamului. Fanatismul, da. Fanatismul este rău și este împotriva islamului și este împotriva orice a firii umane, indiferent că este fanatism din punct de vedere național, din punct de vedere religios. Deci, atenție, fanatismul este rău și din punct de vedere religios. Când văd câte o musulmană, super musulmană sau un super musulman că stă veșnic pe internet, tam, ta-da-dam, eu sunt, cum îl cheamă ăla, super zburătorul musulman care îți dau peste cap prin internet că tu ești naționalist. Băi nebunule, deci tu ești extremist în momentul ăsta. Tu faci ceva împotriva islamului. Islam înseamnă dragoste și respect. Islam înseamnă bunătate și bun simț. Islam înseamnă o cale de mijloc, nu o extremă. Mai văd super musulmanii care toți o să ajungeți în iad, numai noi musulmanii o să ajungem în rai. Wow! Unde scrie asta? Cred că pe cotorul de la Coran, că ăla nu l-am citit. Dar în Coran nu spune Dumnezeu așa ceva. Cine ajunge în rai, hotărăște Dumnezeu, hotărăște Allah, hotărăște Creatorul nostru. Și asta El va judeca în funcție de faptele noastre, bune sau nu. Dar a fi naționalist și a iubi poporul din care faci parte,
este o bucățică normală a credinței. Profetul Muhammad, pacea să fie asupra lui, a spus în felul următor: cine nu-și iubește nația din care face parte, sau poporul, sau tribul, cum vrem să traducem acea expresie, nu are credința completă. Este normal să iubesc pe români, pentru că sunt frații mei de națiune. Este normal ca un român, când greșește, să-i spun: bă, fratele meu, nu-i bine ce ai făcut, e greșit. Pentru că îl iubesc. Când face un lucru bun, e normal să-l felicit. De ce? Pentru că îl iubesc. Deci a fi naționalist înseamnă a-ți iubi poporul și a-l ajuta, a-l îndruma, a-l susține. Oamenii care nu sunt naționaliști nu au credința completă. Oamenii care nu-și iubesc poporul nu au credința completă. Și oamenii care nu-și iubesc poporul și nu sunt naționaliști nu au rădăcini. Ei sunt ca și frunza în vânt. Dacă mă uit acum pe geam și văd cum zboară frunzele, îmi dau seama, printr-o metaforă, că ar fi acei oameni care nu-și iubesc poporul, care nu sunt naționaliști. Oamenii ăștia ce valoare pot să aibă pentru orice comunitate? Nicio valoare! Nicio valoare. Omul când are rădăcini, când este naționalist și știe cine este și iubește poporul lui, atunci are valoare. Și din punct de vedere uman, și din punct de vedere social, și din punct de vedere religios. Pentru că omul care nu are rădăcini, fiind ca și frunza în vânt, așa, e aruncat aici, acolo, de oricine. Indiferent că în România, de exemplu, să luăm la cazul concret, România are o grămadă de grupuri sociale, are o grămadă de grupuri sociale cu religii diferite și are o grămadă de grupuri religioase cu etnii diferite. Deci am putea spune că e un amalgam. Am putea spune că este o debandadă, o babiloniadă. Și eu vă spun, nu. Nu este deloc. În România avem români creștini. Lăudat să fie Dumnezeu. Nimeni nu-i perfect în viața asta. În România există musulmani. Români musulmani. Cum sunt eu? N-am spus eu sunt perfect, dar sunt mai grăsuți. În România există și catolici, există și penticostale, există și baptiști, există și evangheliști, există și mormoni, vreau să vă spun că există și mormoni în România, există și budiști și atei. Ei sunt frați prin faptul că sunt români. Dar în grupulețele lor sunt frați prin religia lor sau prin faptul că spun că nu au o religie sau prin ideile lor. Tot în România există turci. Musulmani sau turci creștini. Ei între ei sunt frați de naționalitate. De prin locul în care s-au născut. Dar musulmanii, turci, sunt și frații mei. De religie. Deci chiar dacă pare o babiloniadă, de fapt, este o împletitură foarte frumoasă pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca noi să putem să învățăm unii de la alții. În alt verset, Dumnezeu ne spune în Coran: v-am făcut triburi și popoare ca să vă cunoașteți între voi. Cât de frumos! Cât de simplu ne dă învățătura Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu prelatul în Coran. Deci nu contează grupul religios, grupul etnic sau grupul social. Important e să vorbim unii cu alții, să învățăm unii de la alții și la un moment dat cei mai mulți vor merge pe acel drum de mijloc care înseamnă credință în unul Dumnezeu, care înseamnă respect pentru ceilalți oameni, care înseamnă bunătate și dragoste pentru ceilalți oameni. Nu înseamnă divizare și ceartă. Nu, ești musulman, nu mai ești român. Ba da, sunt și musulman, sunt și român. Turcul este și musulman și turc. Ungurul este și ungur și creștin. Bine, catolic, ok, care-i problema? Deci trebuie să privim lucrurile
ca un dar să le acceptăm și să ne bucurăm de el. E simplu. O să mai vorbim și altă dată. Sunteți îngrijorați din cauza furtunii, nu vă mai faceți probleme. Totul este frumos și plăcut, chiar dacă apară ei furtună. Facem un pic de doa. Doamne, binecuvântează-i pe toți cei care au ajutat la construcția Moscheii Maria. Amin. Doamne, binecuvântează pe toți cei care au ajutat la construcția caselor tale în lume. Amin. Doamne, binecuvântează poporul român și țara noastră și ferește ticăloși și de trădători. Amin. Doamne, binecuvântează pe toți oamenii lume și ferește-i de dureri și de război și de ticăloși. Amin. Doamne, binecuvântează și pe noi cei puțini care aici ne-am adunat de dragul Tău și întru slava Ta. Amin.